Vă salut, dragi tupari! Un an nou plin de bucurii, un an 2023 plin de împliniri. Nu am mai postat de ceva vreme. Nu prea am ce să postez, nu am umblat la stupi deloc. Azi am venit pun niște turte la niște roișuri, turte de miere. Deci am miere, nu am vândut, mi-a rămas. Și o să le dau miere. Ăștia sunt roișori aici. Toți. Ăștia sunt mai micuți aici. Ăla galben, de câte îmi amintesc, foarte mic. S-ar putea să nu reușească. Vom vedea. În rest nu fac nimic. Mai știu unul singur care stă prost cu hrana. E cel roșu. E cam ușor. Poate o să verific. Avem în jur de 7-8 grade, nu mai mult. După cum vedeți, albina zboară. Buckfastul ăsta de la Sami e mult mai activ față de restul. Tot timpul. Probabil are puiet. Nu știu, zilele trecute când a fost mult mai cald, aducea bine polen. De la ce nu știu, bănuiesc că alun. Scarpatinele nu prea, de-abia se activează. Probabil mai sunt care. Nu o să umplu la stupi, doar le pun turtă la cei roișori și la cel care știu sigur că nu are hrană suficientă în caz devine ceva frig. E o măsură de securitate. Le vedeți că nu sunt prea active, mai e unul aici colea care mai. Aveam unul care ar fi trebuit să-l verific. Dar astăzi n-am nicio șansă. E ăsta de aici, care cred eu că n-ar avea matcă, probabil, nu știu. Era cam agitat ultima dată când l-am văzut, dar tot așa nu am avut timp să-l verific. Nu știu, când va fi un timp mai călduros, o să-l verific. Nu fac mare lucru, nu încep cu turtele. Aș vrea să încep cu turtele chiar în februarie. Anul trecut am pornit mult mai devreme, deja din decembrie, pentru că nu avea destulă hrană. Mulți și s-au activat, am început cu puietul și, după cum știți din videourile mele, am avut probleme cu puietul văros. Nu aș vrea să fac aceeași greșeală. Nu știu dacă reușesc să prind. Sunt niște albinuțe, cred că caută apă. Nu știu dacă se vede, sper că se vede. Am văzut chiar multe pe jos. Asta înseamnă că avem puiet. O să pun pe pauză. Nu am trepiedul la mine. Poate reușesc să filmez și când deschid roișorul cel mic. Pe ăla vreau să-l verific un pic. Și să-i pun turta să vedem dacă există puiet. O să pun pe pauză și o să revin să filmez din nou. Revin. Asta este roișorul cel mai micuț. Trei rame. Asta e diafragma. Le ocupa bine la restrângere, dar acum e mult mai depopulat. Asta e diafragma. Deci avem aici. Sper să reușesc cu o mână să filmez, să se vadă. Nu prea am mai filmat cu o mână. Dar de dragul de a vă arăta. Nu știu dacă o să reușesc. Deci avem aici. Sper că se vede. Cam bate soarele. Cer scuze. Nu am altă poziție. Iar aici. Hrană
Deja rama asta era spre peste jumătate, văd că au consumat. Asta e rama de lângă diafragma. Aici avem coroniță destul de măricică. Nu îmi dau seama dacă ar avea puiet. Nu știu, poate se vede pe filmare. Mi-e greu cu o mână. Dar e foarte mic. Uitați-vă, sunt normal, ar trebui să-i scot o ramă și să rămână pe două rame să-și vadă de treabă. Și cred că o să fac asta. Nu pot să verific o mână, nu-mi permite. Să văd dacă ar avea puiet. Ba da, aici avem puiet, cred că și căpăcit. Ia uitați, avem o mână de puiet aici. Avem și puțin larvar. Deci cât e de mic, el ca să recupereze și-a început activitatea. Uitați o albinuță și cu polen. O să închid și o să revin. Aș încerca să-i scot o ramă, dar vreau să mă uit bine de matcă. Să rămână pe două și vom vedea ce rezervă viitorul. Numai bine tuturor și mult succes! Revin, vă arăt roiul de lângă. Aici se vede mătcuță și puiet căpăcit. O să încerc să suflu puțin, poate se vede cam cât ar fi. În jur de o palmă. Dar se vede că e mult mai bine populat ca cel de lângă. Asta ocupă, zic eu, 3 rame. Are doar pe asta. Nu știu dacă sunt ouă pe cealaltă de lângă, dar cea de lângă diafragma din dreapta nu are decât polen. Bineînțeles, dacă o să vină perioada rece, o să renunțe la o parte din puiet. Se vede că are de ceva timp. Aici nu-mi dau seama pe partea asta dacă a început ceva. Par curățite. Are puțin polen pe lângă. Dar nu văd ouă. Deci avem decât pe partea asta. Asta vreau să vă arăt. Bănuiesc că familiile mici cam așa ceva au la această dată. Numai bine, vă salut, un an nou cât mai bun la toată lumea.